Înscrierile online la ciclul de licență pentru facultățile Universității Politehnica Timișoara au început deja, iar pentru a veni în sprijinul candidaților din județele învecinate, UPT a decis înființarea unor centre zonale de admitere pe lângă cele 10 centre aferente celor 10 facultăți. Centrele de admitere vor fi deschise începând cu data de 17 iulie 2024, cel din Deva, Târgu Jiu și Reșița, respectiv 18 iulie 2024, cel din Arad, Drobeta, Turnu Severin și Oradea, iar în cadrul acestora candidații vor beneficia de consiliere în vederea alegerii facultății potrivite, a înscrierii online și a plății online a taxelor de înscriere. După încheierea concursului de admitere și publicarea rezultatelor, tot în cadrul acestor centre se realizează și confirmarea statutului de admis prin prezentarea depunerea diplomei de bacalaureat și a foii matricole în original. Centrele zonale de admitere vor funcționa în următoarele licee: Reșița, Colegiul Național Traian Lalescu; Arad, Colegiul Național Moise Nicoară; Deva, Colegiul Național Decebal; Drobeta, Turnu Severin, Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja; Târgu Jiu, Colegiul Național Spiru Haret; Oradea, Colegiul Național Emanuel Gojdu. Centrele zonale de admitere, precum și centrele din cadrul facultăților, vor fi deschise de luni până vineri între orele 9-16. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul UPT, www.upt.ro, în secțiunea dedicată admiterii și pe site-ul dedicat admiterii, www.admitere.upt.ro.